Iată, după ce am terminat de măcinat zahărul, acum vă prezint proteina. Proteina este următoarea. Am așteptat 6 luni să văd ce se întâmplă. Avem aici polen pus la păstrare cu zahăr pudră. Deci, turta respectivă a fost gândită înainte cu 6 luni. Acest polen îl punem acum în această turtă. El a fost pus la păstrare cu zahăr pudră, jumate-jumate. Și acum o să-i dăm la albinuțe în turtă. Se păstrează foarte bine. Pentru cei care n-au posibilitatea să-l usuce sau să-l congeleze, se poate păstra și astfel. Cel puțin în trecut așa se punea la păstrare polenul, proteina pentru algi. Eu o să dau aproximativ 1 kg de polen în această turtă medicamentoasă. Deci iată ce bine s-a păstrat polenul crud cu zahărul pudră. Foarte bine. Cam asta este. Se pot folosi și înlocuitori. Dar eu am pus să se păstreze acest polen. Tot ca test. Uite ce bine s-a păstrat. Bine, mai avem o altă etapă pe care o să vă prezint în următorul film. Acum, asta este punerea proteinei. Așa. Este ca și când l-ai fi luat din stup. Dar are totuși 6 luni de zile de când e pus la păstrare. Bun. Până la următorul film, numai bine.